Folosirea testelor antigen este eficientă, însă pacienții care se autotestează și constată că au ieșit pozitiv nu anunță nici măcar medicul de familie. Acesta ar fi unul dintre motivele pentru care oamenii ajung în stare gravă la spital. O posibilă explicație pentru creșterea masivă a numărului de infectări SARS-CoV-2 ar fi că tot mai mulți români care au deja simptome COVID nu mai merg în centre autorizate ca să-și facă analizele pentru că folosesc acasă teste rapide antigen. Mulți nu știu cum să-și facă în mod corect acest test, obțin rezultate fals negative, apoi ies în lume și împrăștie boala. Noi credem că este o transmitere intracomunitară, destul de accentuată. Într-adevăr, și aceste teste lucrează în detrimentul pacienților, teste efectuate în mod privat, pentru că pacienții se testează, sunt simptomatici, unele teste dau un rezultat fals negativ, astfel ei stau liniștiți, după care se prezintă la mai multe zile de la debutul bolii cu accentuare a stării de sănătate, a agravarea stării de sănătate. Credeți că testele ar trebui făcute doar de personalul avizat? Nu neapărat de personal avizat, dar încă o dată precizăm că dacă un test în primul rând nu este recoltat bine, poate să dea un rezultat fals negativ. De asemenea, când pacientul este la un debut al bolii și contaminarea nu este cu virus, nu este crescută, testul poate fi fals negativ, dar în câteva zile pacientul este pozitiv pe testul real-time PCR. Testarea este recomandată, chiar și autotestarea, cu condiția în cazul unui rezultat pozitiv să fie anunțat medicul de familie. Pacientul respectiv să fie ulterior trecut în rețea în Direcția de Sănătate Publică ca fiind infectat. O problemă gravă ar mai fi că unul din motivele pentru care oamenii ajung în stare gravă la spital este faptul că mulți dintre cei care se testează acasă cu teste rapide nu declară boala și ajung la spital în momentul în care boala acestuia se agravează.